Linia verde de autobuze electrice între Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Urican este tot mai aproape de a se concretiza. Consilierii județeni au aprobat în ședința ordinară din această săptămână implementarea etapei a doua a acestui proiect. Sunt deosebit de bucuros că se vede ceea ce am pornit cu vreo 2 ani în urmă și componenta 1 la Green Line, se vede că deja am început cu bine. Avem lucrări foarte, foarte multe. Avem speranța că la sfârșit de an ne va prinde cu acest proiect terminat, ne va prinde cu autobuzele care au stat în ploaie atâta timp, așa cum spunea presa, și eu n-am reușit să le țin umbrela, vor funcționa pe traseul de la Câmpul Uneag, de la Uricani, până la Petrila, la Cimpa, și toți cetățenii care vor să circule cu autobuzul vor avea condiții deosebite. Vor fi stații de oprire, stații de încărcare pe traseu, au posibilitatea să-și ia bilet direct de acolo, de la stație, în așa fel încât dorim ca transportul, linia verde în Valea Julii, să fie la cele mai înalte standarde, aș putea spune, și oamenii să vadă cu adevărat că cineva e interesat de proiectul lor să facă acest proiect în Valea Julii. Președintele Consiliului Județean a dorit să felicite firma care a câștigat acest proiect în condițiile în care au existat probleme în ceea ce privește plata către aceasta. Vreau să mulțumesc și pe această cale firmei care a câștigat proiectul. Lucrează extraordinar, dar din cealaltă parte, noi Consiliul Județean, îmi este rușine față de acel om, patronul firmei, ce datorii avem. Și nu din cauza noastră, din cauza că ADR Vest nu a primit banii de la minister, din cauza că trebuie să ne mai înclinăm cuiva, dar acel om n-a întrerupt, dragi colegi, n-a întrerupt activitatea în Valea Julii. Discuțiile care le-am avut azi dimineață cu directorul adjunct de la ADR este că săptămâna viitoare se semnează proiectul pe componenta 1. Banii aceia care erau pierduți în viziunea unora. Nu se pierde niciun ban și sperăm că anul acesta să fie gata proiectul și în același timp să ne îndeplinim datoria față de constructori și să îi plătim bani. Va veni o prefinanțare de 10% din restul care a rămas de lucrat. Urmează ca și noi. Mâine sunt la București, m-a trimis domnul președinte la Ministerul de Finanțe pentru a lua banii din împrumut. Avem 4 milioane bani cofinanțarea noastră și atunci încercăm să reglăm problemele cu constructorul.